România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să încerc să vă explic una dintre fațetele demiterii lui Voiculescu. Sunt mai multe, dar pentru moment aceasta are o importanță deosebită pentru interesul public. Echipa lui Voiculescu a propus o multitudine de măsuri care erau în interesul sănătății generale. Printre acestea se aflau vaccinarea cu prioritate a bătrânilor și bolnavilor, deschiderea vaccinării către populația generală, nu pe caste, amânarea sau întârzierea mersului la școală și, în fine, ordinul pe care îl știți deja celebru, care stabilea criteriile de carantină. Noi, în vâltoarea scandalului, sigur, poate n-am văzut lucrurile așa, dar ele merită spuse. Toate lucrurile de care v-am vorbit au fost respinse pentru că premierul Câțu și echipa de la Guvernul Mare au altă viziune. Domnul Câțu crede că economia trebuie deschisă și că aceasta e nevoită să funcționeze mai departe. De asemenea, el vede și cuferele goale ale nației, dar și reticența populației la restricții. Asta face un politician când este șef. Își asumă o direcție, iar asta e direcția pe care și-a asumat-o. Când Voiculescu și echipa sa au fost prea insistenți din punctul ăsta de vedere, ei au fost înlăturați. Chiar acum și președintele ne spune într-o intervenție ceva mai devreme la un centru de vaccinare că nu restricțiile salvează lumea, ci vaccinarea. Și cu tipul acesta de măsuri, astăzi am ajuns, zic eu, părerea mea, într-un moment de inflexiune, căci asta e ce trăim acum. O să încerc să explic așa cum mă pricep. România se apropie de vârful campaniei de vaccinare. Vaccinăm aproape 100.000 de oameni în fiecare zi, dar în același timp, și asta e foarte important, atingem limita grupului care a vrut musai să se vaccineze. Astăzi, numărul celor care se află pe listele de vaccinare e în jur de 300.000 de oameni, dar aceste liste sunt valabile pentru localitățile mari, cele mai mari, de fapt. În mai multe județe sunt vaccinuri disponibile pentru populație, dar nu și persoane care să se înscrie. Deja într-unele din ele se pune problema închiderea unor centre și regruparea resurselor, pentru că nu vine lumea la vaccinare, da? Statul speră să ajungă până la vară la limita a 5 milioane de vaccinați, iar de astăzi vor funcționa și caravane mobile, se va merge după populație. Ținta este acum acea populație nehotărâtă, grupul acela care se uită în stânga și în dreapta și vrea să vadă, dom'le, oare ce se întâmplă dacă mă vaccinez? Din păcate, nu există o campanie de informare mai apropiată de oameni. Simpla prezență a președintelui într-un centru de vaccinare nu știu în ce măsură ajută. Da, mă rog, să zicem că ajută. Poate așa, vor veni unii oameni. Iar ca să fim sinceri până la capăt, singurele restricții cu adevărat privesc în unele orașe programul magazinelor, teatrelor și cinematografelor. România nu a avut parte nici măcar de interdicția de a merge între localități sau între județe, de exemplu, cum era în Grecia. De ce n-am făcut noi asta? De sărăcie, e răspunsul, da? Aceasta e realitatea de la noi. Sărăcie, nemulțumire, un stat funcțional, cufere goale, cum spuneam. Bine, slavă Domnului că boala este acum în retragere și mai vine și vara, când putem sta pe afară. Iar alegerea politică este deja făcută. Vom merge mai departe cu o țară deschisă și cu o economie în recuperare. Și posibil nimeni nu ne va invita la vaccinare. Asta chiar dacă trăim o oportunitate istorică și suntem la masa celor bogați și avem și vaccin și resurse, dar alegem să procedăm de o manieră incertă. Nici măcar nu impulsionăm vaccinarea cu acele certificate. Știți că multe state și-au dorit certificate și au zis, domnule, cu certificatul o să facem treabă. Cine are un certificat? Vine la festival, la restaurant, vine peste tot, dar statul român a zis nu. Pentru că aceste certificate vor face nedreptăți pentru unii oameni care nu vor să se vaccineze. Deși acest tip de viziune este în răspăr cu dorința de a ajuta economia. Iar eu astăzi, ajungi cu toții în acest punct de inflexiune, în această cumpănă, vă invit să vă gândiți și să dați un răspuns despre cum mergem mai departe. Azi am nevoie de contribuția voastră la funcționarea societății și nu neapărat de o perspectivă critică.
Critica e atunci când e vorba de politică multă, dar aici chiar sunt curios cum vedeți voi că o să meargă lucrurile mai departe. O să vă dau întâi telefoanele și apoi întrebările pe baza cărora vreau să vorbim. Telefonul este 0372069599. Îl repet și vă încurajez să sunați chiar și pentru prima dată la emisiunea asta, pentru că o să reușiți să intrați în direct. 0372069599. Vă întreb în felul următor. Credeți că România a trecut peste ce este mai greu? Asta e prima dintre ele. Ce măsuri ați luat în perioada viitoare ca societatea noastră să se apropie de o funcționare normală? Ați menține restricțiile actuale? Ați impulsiona vaccinarea? Și cum ați face-o, stimați cetățeni? Și până la urmă știți la ce se reduce această dezbatere? Alegerea economiei în defavoarea sănătății este drumul corect pe care îl avem de urmat? 0372069599, să-i dăm drumul la dezbatere. La România în direct a venit Denis. Salutare, Denis. Salut, Cătălin. Ce am observat eu în jurul meu este că foarte mulți sunt nehotărâți dacă să se vaccineze sau nu și nu împotriva vaccinului. Corect. Undeva cred că la 80% și nu exagerez, deși am tendința să exagerez câteodată, dar chiar nu o fac, 80% dintre cunoștințele mele nu sunt ceva de genul mai aștept să văd, dar nu știu la ce se referă cu mai aștept să văd ce. E dreptul asta lor. E... Eu astăzi nu te invit să-i judeci musai pe ei. Fiecare își curește viața cum crede de cuvință. Dar cum i-a impulsionat? Adică pe mine, mie nu mi-e de ajutor că doar președintele s-a dus astăzi și a felicitat niște oameni. Eu aș vrea să văd mai mult. Tu ce-i faci? Eu, deocamdată, ce fac e să-i încurajez pe mulți dintre prietenii mei în felul următor. Cu următorul argument. Dacă nu o să ne vaccinăm cât mai mulți, chestia asta, însemnând pandemie, restricții, economie, nu o să se termine prea curând. Mm-hmm. Și cred că ar trebui, nu știu, niște nu cred că sunt spoturi publicitare, chestiile alea de la televizor cu 3 litri de apă pe zi, să bei 3 litri de apă pe zi, ceva de genul. Da, da, da. Cred, nu știu ce măsură trebuie ajută. Ceva de genul. Spune-mi, Denis, din punctul tău de vedere, uitându-te la toate datele de astăzi și la ce vine, crezi că am trecut de momentul cel mai greu? Din păcate, eu cred că nu. Cred că o să mai vină un val 4. Din câte am observat eu, valurile ăștia vin după... Hai să le spunem, nu sărbători, că nu sunt numai sărbători. După chestii care fac oamenii să vină împreună, de exemplu, vara când se duc toți pe litoral, Paștele când se adună, Crăciunul, Revelionul, în jurul punctelor ăstora ne învârtim și dacă ne uităm, cel puțin eu m-am uitat și asta am dedus, că după aceste evenimente apar și niște valuri mai mari de îmbolnăviri. Lasă-mi aici o idee pentru guvernanți. Uite, avem ministrul nou la sănătate, o să avem în câteva ceasuri doamna Mihailă, îl avem pe domnul Câțu, pe care îl știi. Lasă-le o idee, ce să facă mai departe? Mai cu restricții, mai cu vaccinare? Dă-le un drum. O să las o idee poate foarte controversată și... Ia. Da, aici cred că democrația se îndoaie, nu știu dacă se rupe. Ideea e în felul următor. Eu m-am vaccinat astăzi chiar m-am vaccinat să lămurim pe asta. Dar luăm scenariul următor, ipotetic. Eu, Denis, nu pot să mă vaccinez pentru că am o problemă de sănătate. Tu, Cătălin, nu vrei să te vaccinezi pentru că, nu știu, teoria conspirației și reptilienii. Mm-hmm. Ok. Dacă tu te îmbolnăvești și nu ai nimic și tu mă îmbolnăvești pe mine, care eu nu am putut să mă vaccinez și mor sau am o boală foarte grea. Acolo, cine are grijă de oamenii ăștia care nu pot să se vaccineze? Și eu sunt împotriva vaccinării forțate, cum s-a petrecut cum au vrut să facă în Spania, în acea regiune, cu amendă, cu... Dar aici, în punctul ăsta, tu, dacă nu vrei să te vaccinezi și mă îmbolnăvești pe mine, nu ajungem în punctul acela în care tu îmi încalci
drepturile, nu știu. Deci aici este o soluția, zonă foarte grijă. Zii soluția pe nume, adică ce ai face? Dom'le, dacă ești sănătos și în regulă și poți să te vaccinezi, l-ai vaccinat. Dacă nu l-ai pune să răspundă, asta îmi spui tu astăzi. Ceva de genul, da. E o soluție, știu ce? Nu e o soluție. Știu că e o soluție în zona gri, mulțumesc tare mult, Denis. Eu sunt mai curând adeptul îndemnării oamenilor. Nu cred că lumea poate fi forțată. Nu așa funcționează societățile, sau funcționează până la un punct. Și vor găsi metode să se ascundă. Dar cred că acele certificate pe care statul român le refuză ar putea funcționa. Da, mă așteptam ca plecările în afară, lucrurile astea să fie chiar un incentive, cum ar spune englezul, chiar să impulsioneze toată treaba asta. Și aș face certificate, aș da amenzi mai mari acolo unde nu sunt restricții și astea ar fi lucrurile de făcut mai departe. Cred că unele fără altele nu merg. Da, și aș face o campanie permanentă în care aș vedea tot felul de personaje. De la preotul și medicul din sat sau de lângă noi, până la mari vedete care să ne spună dacă e bine sau nu. Eu așa aș face, da. Ce știu eu până la urmă? Andrei, salutare! Ești la România în direct? Și te întreb astăzi dacă am trecut de momentul cel mai greu și dacă ne îndreptăm spre bine. Vă salut. Mă bucur că am apucat să vă prind și să exprim și eu un punct de vedere. Problema, din punctul meu de vedere, e un pic mai profundă. Nu e atât de simplă și pleacă inclusiv de la modul cum e tratată de media, și media, dând un ton al muzicii, e cel care practic direcționează, se știe foarte bine, și ceea ce se întâmplă în opinia publică. Okay. De asta sunt atât de divizate părerile și opiniile, și nu există un consens în comunicarea mesajelor. Nu va putea exista un consens în media, pentru că... În sensul de a servi unui singur scop, scopul fiind de a scăpa de pandemie. Uh-huh. Nu se gândește nimeni profund la problema asta. Ok, cum mai ar interesant trebui? Este cancanul. Da și nu, și da, nu știu, n-aș vrea să transformăm într-o discuție despre presă. Eu îți pot explica și de ce prinde foarte bine cancanul, dar... Păi știți ce mi-a sugerat treaba asta, ca să fiu cât mai la obiect? Chiar titlul sau tema pusă de dumneavoastră în discuție astăzi. Alegerea politicului. Economie sau sănătate? Păi nu, asta este esența acestei discuții? Asta ți se pare? Nu. Mi-a sugerat asta, n-am spus că asta a fost neapărat cancanul. Dar este pus în temă un lucru care nu e de pus în balanță, sănătatea sau economia. Păi amândouă sunt la fel de importante. Da, dar nu sunt tratate în mod corect, pentru că eu ți-am adus argumente. În momentul în care specialiștii sanitari, Arafat, Voiculescu, cine mai a fost pe acolo, au propus măsuri de sănătate care ar fi oprit economia, toată lumea a zis nu. Deci nu a fost... Au apărut șoșoci. Nu șoșoci, că eu nu de grijă lui Șoșoac a luat Câțu măsurile astea, ci pentru că are altă viziune. Câțu vrea ca economia să fie deschisă. Aici nu e vorba de Șoșoacă și de tribulații. Și alte multe economii în lumea asta au făcut lucruri similare. Și unora le-a mers bine și altora... Le-a mers prost. Nu. Da. Da. Ideea este că pentru sănătatea națiunii, să zic așa, mai avem mult de lucrat. Adică mesajul ar trebui să fie pozitiv, asta e ideea. Păi cum, uite, nu știu, hai să analizăm. Ce mesaj pozitiv vrei să-ți dau eu astăzi? Adică, pentru că ai făcut, tu ai zis că e nevoie și din partea noastră. Lasă-ne nouă o idee aici, celor care comunicăm. Ce mesaj pozitiv să dăm astăzi? Poate nu reușesc eu să-l văd acum. Da, sincer să fiu, nu vreau să mă erigez într-unul care să pot să zic că am eu idei. Dar simt nevoia ca în ceea ce aud zi de zi,
Pentru că oricum sunt bombardamente zilnice cu sute de cazuri, sute de mii de mai știu și eu. Deja avem la saturație, să zic, acest mesaj. Mesajul ar trebui cu cel de îmbărbătare și de stimulare a vaccinării, în sensul ăsta. Da, aici sunt de acord cu tine. Mulțumesc tare mult, mă uitam pe cifre și pe date acum emisiunea și pe Facebook să văd care date ar fi pozitive. Și datele pozitive pe care pot să vi le spun sunt acelea că totuși mai multă lume este cea care se vindecă de boala asta. Mesajul negativ este, și am greșit când am spus la început că sunt 300.000 de oameni pe listele de așteptare, că sunt mult mai puțini, da? Sunt 212.000 de locuri disponibile și 180.000 de persoane înscrise, da? Asta numai pentru, cred că este vorba de Pfizer, da? Că la AstraZeneca e mult mai puțin. Deci nu stăm foarte bine, încerc să-mi păstrez echilibru în chestiunea asta. Anda, salutare! Am trecut de punctul greu sau... Bună ziua! Eu cred că nu am trecut de punctul greu, în primul rând că ne apropiem de sărbătorile pascale, corect? Și întotdeauna românul uită când vine o sărbătoare că există și această pandemie și își cam face de cap. Deci va veni și un alt val de îmbolnăviri după sărbătorile pascale. Nu numai asta, să nu uităm că există diverse variante ale virusului care tocmai revin una câte una, apar și în Europa și așa mai departe. Nu este că, gata, a trecut virusul inițial care a venit și ne vaccinăm și am scăpat. Nici măcar ne vaccinăm toți. Deci trebuie să ținem cont că virusul probabil va mai sta mult cu noi și va trebui să învățăm să trăim cu el. Referitor la direcția pe care o vrea domnul Câțu, este trist că alege strict numai partea economică și uită de partea de sănătate, pentru că până la urmă și pentru o economie stabilă ai nevoie de oameni sănătoși. Nu cred că uită. Și-a făcut alt tip de calcule și el spune așa, vă redăm economia dacă vă vaccinați. Adică el nu uită de partea de sănătate. M-a întristat foarte tare când prima dată a ieșit și a spus, dacă am reținut corect, că în august renunțăm la mască, nu știu ce și așa mai departe, fără să spună că asta se va întâmpla doar dacă vă vaccinați. Adică mi s-ar părea normal să spună da, vei avea voie să umbli fără mască pe stradă, să te duci la restaurant, exact cum a spus noastră, la cinema, să te plimbi, să poți să călătorești în scopuri turistice, doar dacă ești vaccinat. Nu ești vaccinat, atunci restricțiile pentru tine trebuie să aplice mai departe. De ce? Pentru că tu poți să răspândești mai departe virusul. Cred că populația nu este foarte conștientă că ai noștri copii, cei care sunt sub 18 ani sau 16 ani sau pe viitor sub 12 ani, nu vor fi vaccinați și ei la rândul lor vor fi mai departe puși în fața virusului. Adică eu trebuie să mă gândesc ca și părinte, nu? Cum pot să-mi protejez pe al meu copil? Pe cum pot? Dacă eu mă vaccinez, dacă cei din jurul meu sunt vaccinați, dacă facem ca acest virus să dispară. Doar vaccinarea ne poate ajuta. Apoi, vroiați o idee cum putem ajunge în zonele rurale. De când am auzit prima dată când a spus întrebările, m-am gândit, păi, vă dau un exemplu. La bunica mea în sat, preotul spune că lumea să intre în biserică fără acea cârpă de care este scârbă pe care o vede pe gură. Cred că primul lucru ar fi, exact ca la alegeri, să se facă postere mari cu preotul satului, primarul, persoanele care pentru ei au importanță, postere mari cu ei cum se vaccinează. Măcar le-ar da un dubiu. Oare de ce primarul s-a vaccinat? Oare de ce preotul s-a vaccinat? Păi nu-l omoară și pe el, nu-i pune și lui chip. A fost la un moment dat, am văzut la niște știri o doamnă din zona rurală care spunea că să-l vadă pe Arafat vaccinat, că el dacă nu s-a vaccinat, cum le spune altora? Deci lumea nici măcar nu știe că domnul Arafat, domnul Voiculescu, nu știu, domnul Iohannis și alții s-au vaccinat. Exact ca la alegeri, aș pune postere și le-aș pune cu liniuță frumos trei avantaje majore pe care le poate avea dacă nu se vaccinează. Să fac observație... Primul lucru este că ei nu vor mai muri. Să fac o observație pozitivă, cum ar fi zis Andrei mai devreme. Astăzi e o întâlnire între autorități și reprezentanții bisericii, cel mai probabil legată de măsurile pentru sărbătorile de Paște. Dar, în delegația autorităților, pe lângă, cred că premierul merge acolo, este și
Valeriu Gheorghiță, ceea ce mie îmi dă un semn bun, adică oamenii se duc și încearcă să colaboreze, să le explice și să le spună de ce este nevoie. Ar fi foarte interesant, știu că pentru multă lume, pentru unii ar fi de râs, dar da, cum spui tu, posterele acelea cu preotul, primarul, polițistul, doctorul și ce alți oameni respectabili mai sunt într-o comunitate și la care lumea se uită, mi se pare că ar funcționa. Așa? Eu zic că ar avea un impact. Ar avea. Dar să știi cum e, om cu om. Eu l-aș pune pe Shelly toată ziua, să vezi cum sună telefoanele acum. Shelly, să ne spună Shelly, să ne vaccinăm. L-aș pune pe Shelly toată ziua să facă treaba asta și pe Țancă Uraganul, dacă tot au făcut ei petrecerea aia unde și-au luat... Nu știu cine este Țancă Uraganul, îmi pare rău pentru asta, dar... Ați ratat în viață, să știți, acum v-am dat o idee. Deci... Am înțeles. Spre exemplu, am nepot care are 18 ani și care nu este convins, nu este împotriva vaccinului, dar nu este convins. Trebuie să căutăm o cale să ajungem și la acești tineri care nu sunt convinși. Știi ce aș face pentru... Pentru că în jurul lor au niște adulți care probabil la rândul lor nu sunt convinși. Ah, ce observație bună! Dar știi ce aș face pentru nepotul tău? Aș ruga-o pe Adelina Pestrițu să se vaccineze public. Tocmai! Adică, exact ce spuneam, acele postere, acele, nu știu, să apară pe Facebook, poza când se vaccinează, că face acel lucru, că nu omoare, nu-i pune chip și nici nu va prinde sateliții fără telecomandă. Nu știu, dau și eu exemple stupide. Da. Adică, ideea este că dacă rămânem doar la televizor și atât, și doar domnul Iohannis, care nu mai are niciun impact acum la niciun nivel, sau domnul Câțu, nu entuziasmează pe nimeni. Eu, în continuare... Te rog, Anda. Vreau să spun o altă chestie ce se poate face. Canalele de televiziune care dau informații eronate, intenționat, că se vede cine, ar trebui amendate. Din nou și din nou și din nou până când se opresc. Nu este posibil să ieși și să spui că vaccinul o să te omoare și astăzi și mâine și pe mine și noi încercăm să combatem acest lucru. Nu o să pot să opresc pe bunica să se uite la Antena 3, că ea este la câteva sute de kilometri distanță. Nici măcar nu știu ce face. Dar dacă Antena 3 va fi amendată din nou și din nou și din nou și cu sume exorbitante care să-i usere într-adevăr, poate că se vor opri în a da aceste informații eronate. Adică da, este opinia ta să-mi spui dacă tu vrei sau nu să fii vaccinat, dar când vii și îmi spui că Pfizer te va omorâ peste două zile, aici deja încalci niște reguli. Nu știu dacă ai în discursul oamenilor care lucrează la Antena 3 acest lucru, ci poate în discursul unor invitați de acolo. Cred eu, da, s-ar putea eu am să dat fie... exemplu că da. Toată lumea știe de Antena 3. Sincer, nu urmăresc. Da, într-adevăr, atent, bună observație. Cineva mi-a spus Anda. Că, într-adevăr, există și invitați vezi? Care sunt pro-vaccinare și vin la Antena 3 sau vorbesc frumos despre vaccinare și vezi? Nu o denigrează. Vezi cât de important e să spui... Tu zici așa, ai dat un exemplu și aici întâmplător e acest exemplu, dar ai dat un exemplu și după care ai spus nici nu urmăresc. E foarte important ca momentul în care spunem sau atribuim unor oameni niște lucruri să le fi văzut sau să le fi citit cu ochii noștri, pentru că genul ăsta de situații creează falii în momentul ăsta. Absolut. Sincer, nu prea. Dacă ne mai scapă telecomanda pe Antena 3, nu știu cum, tot timpul l-am numerit pe domnul Gâdea, să știm exact poziția dumnealui. Tocmai de aceea mi-am permis să dau exemplu la Antena 3. Da, nu știu, oricum, chiar nu știu dacă s-a vaccinat, dar cred că s-a vaccinat, din câte știu eu, sau am văzut. Poftiți, mai spuneți o dată? Zic, nu-mi dau seama dacă e vaccinat sau nu, dar nu asta e esența și nu... Nu acum am vrut să zic, probabil că și dacă ar fi, nu va niciodată să spună că a făcut-o pentru sănătatea lui și pentru că ar crede în vaccin sau nu ar crede în vaccin. Mă rog. Așa de principiu. Da. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Eu cred că suntem într-o cursă în momentul acesta. Într-o cursă, vaccinarea asta de fapt e o cursă care ne dă o portiță de ieșire. Virusul ăsta are capacitatea să se modifice, ar putea să facă la un moment dat niște variante care să inactiveze până și vaccinurile pe care le avem acum. Și atunci ce facem? O luăm de la capăt? Asta e, de fapt, momentul acesta. Bine ar fi să fie cât mai mulți vaccinați în situația asta. Bine ar fi. Nu pot să obligi lumea, dar încă o dată, suntem într-un punct de inflexiune în care avem de la niște hotărâri. Iar dacă nu alegem drumul corect, o să ne trăim mult și bine cu chestiunea asta. Alin, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare. Părerea mea este că nu se va termina. Suntem foarte puțin vaccinați. Peste
2-3 săptămâni o să bată vântul în centrele de vaccinare, nu-i așa? Cum în 2-3 săptămâni? Iar comunic. Cum? Deja la Arad am auzit o știre de dimineață la colegii de la Europa FM, am auzit o știre în care se zicea că e un centru de acolo care se închide. Da. Am fost generos cu alea 3 săptămâni. Mă rog, iau resursele evident de acolo și le duc în altă parte, da. Păi și ce faci? Păi nu știu, caravane mobile, ei medici alocați și asistentele și pe aia caravane mobile. Scuze-mă că te întrerup. Caravane mobile, dar comunicare. Ok, mergi cu caravana și omul în continuare va fi... Ok, ce spune președintele? Vaccinați-vă ca să puteți merge la teatru, la restaurant, la concerte. Păi ok, în mediul rural. Bă, frate, eu nu merg la restaurant, nu mă duc la teatru, nu mă duc la concerte. La ce vor ăștia să mă vaccinez? Comunicarea trebuie făcută de profesioniști, de agenții. Politicianul trebuie să găsească resurse ca să facă o comunicare prin agenție, prin profesioniști. Funcționarul care concepe o comunicare, să zicem așa, este extrem de subiectiv, neprofesionist, genul, eu știu, dacă are de făcut un layout pe portocaliu și vine fiul-su, fiică-sa, în vizită la birou, tati, cum ți se pare asta? Păi pe verde e mai frumos. Ok, pe verde o facem că îi place lui firma. Genul ăsta de funcționare avem. Și eu personal m-am întâlnit cu situații de genul. Deci comunicarea e foarte, foarte importantă să fie făcută de profesioniști. Dă-mi o soluție, adică la ce te aștepți și ce vrei? Agenții de publicitate, campanii media făcute de agenții, de profesioniști. Și pe degeaba v-am spus, degeaba spune Iohannis că dă drumul la restaurante, concerte și cinematografe, când publicul, ok, suntem aici, toți, ne-am vaccinat, dă drumul. Nu cred că o să fie unul nevaccinat. Dacă mâine dai drumul la restaurante, nu cred că în restaurant o să vină unul nevaccinat. Contribui cu o idee la asta. I-aș lua pe toți șefii la cuțite și alți șefi care au emisiuni la televizor și pe cei de la, cum se cheamă, România au talent. Știi juriul de acolo și cu ei aș face aceste campanii de vaccinare. Adică sunt cele mai urmărite emisiuni în România. Trebuie modele. Da. Dar e corect, e foarte greșit și din contră e anticampanie ce face Iohannis și politicienii. Deci eu astea trei cuvinte le aud. Restaurant, teatru și concert. Ok, suntem toți pregătiți pentru asta. Targetul acela de restaurant, teatru și concert. What about the others? Da. Cum ajungi la ei? Nu știu cum ajungi, dar pentru asta sunt oameni, adică sunt oameni care zi nu de zi... Sunt oameni, nu sunt oameni, nu sunt oameni, nu la stat. Sistem. Nu la stat. Așa. Statul trebuie să se adreseze unor profesioniști și să le ceară, pentru că acești profesioniști știu cum să ajungă în fundul curții din oricare sat din România. Ei asta fac. Sunt oameni cu studii, sunt oameni care au rezultate. Este, crede-mă, astăzi este 21 aprilie 2021. De un an, de când avem această problemă, statul român nu s-a adresat acestor oameni și pentru mine este un mister de ce lucrul acesta nu s-a întâmplat. Pentru că de e clar. Ce nu spune Iohannis, scuze că te întreb, de ce nu spune Iohannis, fraților, nu mai intrați în biserici, nu mai intrați la păcănele, nu mai mergeți în târguri? Industria, ce păi, da, stai, că la păcănele, industria păcănelelor face niște chestii foarte responsabile, să știi, oamenii aia chiar au fost afectați. Da, am auzit asta, da. Contribuie... Era un exemplu, dar da, așa. Da, culmea, da. Dar că... pe cei care nu se vaccinează. Da, nu știu. Și pentru nu merge, nu merge la concert. Pentru mine e o întrebare. Și a asigurat domnul Câțu de la înălțimea popularității sale și domnul Iohannis... Și-au asigurat, și-au asumat ei această campanie. Nu merge, prieten, pentru că voi sunteți politicieni. Nu, nu e treaba lor. Treaba lor e să asigure resurse. Da. Atât, punct. N-au ce să discută, să deschidă gura despre campanie. Îți mulțumesc. Nu e treaba lor, nu sunt profesioniști. Mulțumesc tare mult. Ați remarcat că Alin semăna la voce. Ia, îl mai ai? Alin, mai ești aici? Da. Auzi, nu ești domnul Cherecheș. Nu? 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 Așa Alin din Timișoara. E din Timișoara, Alin, da? Sorin, nu ți s-a părut? Da. Mulțumim, Alin.
Sorin, ți s-a părut? Eu sunt cu Sorin Niculescu aici. Zici că era el, consilierul. Nu e, hai că nu suntem în situația aia celebră, dar am vrut să remarc chestiunea asta, accentul. Daniel, salutare, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit. Mai știi de unde am pornit astăzi? Întrebam dacă am trecut greul și ce e de făcut mai departe. Cu siguranță n-am trecut greul și am putea să luăm în calcul exemplul Chile, care a ajuns la un grad de vaccinare de peste 30% și s-au lovit de un nou val. 40% chiar. S-au relaxat prea devreme sau... Merită să le spunem oamenilor acest lucru. E o știre care nu prea a circulat pe la noi și care sigur că îți dă o spaimă. Ei au ajuns la 40% grad de vaccinare, au ridicat cea mai mare parte din restricții și a venit încă un val de îmbolnăviri. Și atunci lumea a avut un șoc și a zis așa, dar nu funcționează treaba asta? Și medici și experți au explicat, funcționează, dar e prea devreme cu 40%. Noi nici nu, cum să zic, nici prin preajma lui 20 nu suntem. Suntem sub 20, cu mult, la cel puțin o doză. Iar cei din Chile erau la 40 cu două doze, da, mare parte. Dar foloseau alt vaccin decât cel de care le folosim în Europa. Okay. În ceea ce privește lipsa măsurilor, eu cred că ele vor fi principalul vinovat a potențialei apariției a unui nou val și poate prea devreme, lucru care va... ucide și mai tare sau va ucide cu adevărat economia, pentru că până la urmă și economia are nevoie în primul rând ca consumatorii să aibă încredere. Pot să deschizi restaurantele la toată capacitatea dacă nu o să vină lumea pentru că le este teamă să nu se infecteze. Pot să organizez Antol sau cel mai mare festival care vi-l doriți dumneavoastră și lumea să nu vină în aceeași măsură și să nu uităm că până la urmă la fiecare dintre activitățile economice există și un nivel minim pentru ca acela să funcționeze. Iar cu toții știm, de exemplu, de restaurante că acele praguri de 30-50% din capacitate să fie acoperite nu acoperă nici măcar rentabilitatea lor. Dacă ar fi așa, probabil că ar fi toată lumea deschide restaurante. Ca atare, ca și măsuri, aș merge pe cele discutate și de către tine, și anume aplicarea acelui pașaport verde și aplicarea cât mai rapidă. În primul rând pentru că întrebarea ar fi următoarea. Dacă nu o să atingem pragurile acelea de vaccinare, nu mai mi-aduc aminte, 5 milioane, 10 milioane de vaccinări până în august, nu o să se deschidă deloc restaurantele sau nu o să aibă loc deloc evenimente, teatre? Eu nu cred că autoritățile române lucrează cu acest tip de scenariu. Am o îndoială. Se uită la cifrele acelea și funcție de cifrele, indicele acelea la 1000 de locuitori, deschid sau închid lucruri, mă rog, într-o oarecare măsură. Deci asta se va întâmpla. Vor aștepta să scade... Și vor accepta adunări publice de 200.000 de oameni sau 60.000 de oameni într-un singur loc? Nu, pentru că dacă ar fi făcut-o, ar trebui să accepte până acum. Am văzut dezbaterea și zbaterea de la Cluj, că de fapt despre asta e vorba, acolo unde primarul și autoritățile și-ar dori un fel de Antold, nu știu dacă la nivelul de altă dată, care din punct de vedere economic este un boom pentru oraș, dar e puțin probabil ca ele să se întâmple de maniera din trecut. Și nu cred, asta e din ce înțeleg din discuțiile pe care le-am auzit și aici la Europa FM cu Edi Chiereji, că s-ar face lucrul ăsta foarte devreme. Cred că există o temere a autorităților române aici. Dar, pe de altă parte, nu înțeleg de ce nu încurajează acele certificate. Pentru mine e o nelămurire. Și pentru mine asta este cel mai... Eu cred că asta ar fi cel mai ușor mod de a manageria această situație și se pot aplica de mâine. De exemplu, atât timp cât acceptăm restricțiile de a intrare într-un magazin după ora 6 în weekenduri, de exemplu, de ce nu le putem permite la cei vaccinați să intre între orele 6 și 22, 18-22? Un exemplu. Da, nu pot să spun. N-am un răspuns la această chestiune. Sper că atunci când voi avea vreodată ocazia să mă întâlnesc cu domnul Câțu și cu domnul Iohannis, că ei sunt principalii promotori sau colegii care au posibilitatea să adreseze această întrebare. De ce? Iar în ceea ce privește economia, îmi permit încă o sugestie. Dacă sunt buzunarele atât de goale, încă n-am auzit nicio măsură de reducerea numărului de angajați de la stat. Încă n-am auzit nicio măsură de adevărată recesiune. Da. Cer scuze că am pus această problemă. Da, o să revenim. Nici nu o să auzi.
PNL nu e un partid care să-și dorească treaba asta, deci nu va exista de maniera asta foarte curând. Mulțumesc tare mult, Daniel. Cred că mai avem vreme să-l auzim și pe Laurențiu. Salutare! Salut! Salut! Salut. Am trecut de greu, Laurențiu? Nu, evident. În ritmul de vaccinare, nu. Doar așa s-ar putea trece. Deci nu, n-am trecut. Iar ca să ne vaccinăm, cu siguranță, campania de vaccinare trebuie purtată la un alt nivel. Dusă la un alt nivel și... Pentru că avem în experiența trecutului, sau din experiența trecutului, ar fi trebuit să știm că felul nostru de a fi ca oameni, ca nație, are așa nevoie de un ghidaj în felul nostru de a fi. Există acest ghidaj. Și recent exemplu este migrarea asta între județe, orașe, ca să se facă vaccinul cu Pfizer de la o știre privind AstraZeneca. Uh-huh. E foarte simplu, adică e foarte ușor de văzut. Și nici nu a existat acolo o decizie politică interesantă, chiar foarte interesantă, nesperat de interesantă, pentru mine cel puțin, când nu a fost suspendată vaccinarea, deși alte țări mai puternice, mai pe care ne luăm în general, probabil că a existat și acolo ceva, dar nu-l știm încă, o să-l aflăm, dar cam atât. Dar au continuat lucrurile în ritmul ăsta. Ai face mai departe, că e clar un moment de inflexiune. Campanie, din păcate, și tocmai aici, e un paradox aici. Această conducere politică pe care o avem în momentul de față a fost în mare parte investită de prin vot de societatea asta civilă, așa cum e ea, în virtutea acestui aspect, ce anume al comunicării către societatea civilă, către populație. Pentru că ei înșiși și-au spus și au clamat tot timpul că, și pe bună dreptate, vechea orânduire, să zicem așa, PSD-ul avea și are în continuare o problemă de comunicare, că așa sunt mai... Bună observație. Nu neapărat comunicare, cât transparență. Despre asta e vorba. Adică... Așa este. E o transparență, dar să știi că și transparența asta... Eu am îndoieli că PSD a fost mai puțin transparentă, cel puțin pe anumite segmente, față de noua conducere PNL, de aici, PNL pe USR. De aici și dezamăgirea. Și eu am niște îndoieli, dar despre ele mai vorbim noi săptămânile următoare. Da, nu e cazul, că eu sunt apolitic prin natura meserie, prin mai multe chestii sunt apolitic și chiar nici măcar să mă informez foarte mult, că mi se pare așa un lucru în care te bagi și ori îl aprofundezi și faci lucrul ăsta, ori nu te bagi. În fine, dar asta e o altă discuție. Spuneam, va fi o problemă, pentru că elementul central este tocmai această campanie de informare a oamenilor care au nevoie de așa ceva. Așa suntem construiți. Nu e un păcat neapărat, pentru că lucrurile bune pot veni și ca urmare a sfaturilor altora. Nu există. Nu neapărat... Îți mulțumesc tare mult, Laurențiu. Din păcate azi nu mai avem timp, dar aici e o cursă. E o cursă pe care putem să o și pierdem, în ciuda nenumăratelor vești bune. Iar cursa asta trebuie impulsionată de autoritățile române atât cât se poate. Momentul este însă următorul. Din acest punct de vedere, nu face mare lucru, iar simplele poze ale președintelui și ale premierului nu mai sunt de ajuns. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Vă spun spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.